Bună ziua, să-mi spuneți când putem să începem. Poți să începem, mulțumesc. Bun, bună ziua tuturor și mă bucur să vă spun că astăzi Guvernul României a adoptat, a aprobat proiectul de buget pe 2019, desigur și bugetul de asigurări sociale. Câteva elemente am să vă dau despre ceea ce conține acest document. Față de propunerea de pe site, pe care Ministerul de Finanțe a postat-o acum câteva zile, au mai fost discuții, după cum știți, și în Consiliul Economic Social, s-a primit opinia Consiliului Fiscal, au fost discuții cu structurile asociative, cele patru structuri asociative și, ca urma acestor discuții, au mai rezultat o serie de modificări care au fost aduse astăzi în Guvern. Și o să vedeți cu toții, o să vedeți textul final pe care astăzi o să-l postăm pentru a vedea exact care este forma finală a proiectului pe care Guvernul trimite către Parlament. Deci astăzi va fi trimis către Parlament și proiectul de buget și desigur săptămâna viitoare se va stabili și un calendar pentru ca acest proiect de buget să fie dezbătut și după aceea o dată în plen. În primul rând, bugetul este fundamentat pe o creștere economică de 5,5% din PIB, ceea ce înseamnă o valoare a PIB-ului de 1.022,5 miliarde de lei și un număr de salariați de 5.000, de fapt un salariu mediu brut de 5.163, iar numărul de salariați din economie va ajunge la 5.282.000. În primii 3 ani de guvernare a actualei majorități parlamentare, produsul intern brut va crește cu peste 33%. Și după cum am spus puțin mai devreme, 1.022,5 miliarde de lei este practic momentul în care România trece de acest prag de 1.000 de miliarde, un lucru extrem de important și care arată foarte clar că măsurile pe care economia din România, să spunem, le-a primit din partea actualei guvernări au produs și efectul scontat. De asemenea, deficitul bugetar este foarte important de menționat acest lucru, o scădere sau, în fine, un nivel în acest an de 2,55%, un deficit stabilit în limitele tratatului de la Maastricht. Un deficit care poate fi ținut la nivelul pe care noi, ca și guvern, din analiza pe care am avut-o la Ministerul de Finanțe și pe care o propunem Parlamentului spre adoptare, poate fi, desigur, menținut, dar este necesar, am spus și în guvern astăzi, un efort comun din partea nu doar a Ministerului de Finanțe, ci întregii echipe guvernamentale pentru a merge puțin pe patru zone, am spus eu ca și exemplu, de reformă și practic de a duce efectiv banii pe care bugetul îi alocă exact către zonele care sunt efectiv cu nevoi. Și am spus asistența socială, știți foarte bine, sunt și o să primiți și public situația exactă pe tot ceea ce înseamnă această zonă extrem de importantă pentru românii cu nevoi, vis-a-vis de număr de angajați, de beneficiari, de felul în care se cheltuie banii și mai ales, cum spuneam puțin mai devreme, nevoia de a reașeza într-un mod cât mai eficient pentru ca nevoile românilor să fie cu adevărat atinse. În sănătate, iar un domeniu în care sper și sunt convins de fapt că doamna noul președinte al Casei de Sănătate, alături de Ministerul Sănătății și de Ministerul Finanțelor, vor analiza și efectiv vor face ca acest buget foarte, foarte important, de peste 37 de miliarde de lei în acest an, pentru Casa de Sănătate, să fie utilizat în cel mai corect mod, în cel mai eficient mod și la fel ca banii să ajungă acolo unde România au nevoie, adică un serviciu medical de calitate. Aș face aici o scurtă precizare. E foarte important de menționat faptul că toate programele de sănătate sunt acoperite cu nevoia de finanțare pentru 2019. Că vorbim de oncologie, că vorbim de diabet, de cardio și de alte astfel de programe de sănătate, acestea, cum spuneam, sunt acoperite în integral cu necesarul de finanțare pentru 2019. Desigur, în partea de investiții, o treia zonă în care sunt convins că trebuie să acționăm radical, în sensul de a schimba, simplifica acele piedici pe care tot timpul au fost invocate, că vorbim de achiziții publice și aici câteva schimbări au avut loc chiar și anul trecut pe final, că vorbim de modul în care se acordă autorizații, permise, acorduri,
Tot ce s-a, să spunem, s-a invocat ca fiind un impediment în a avea aceste investiții realizate, trebuie să fie efectiv analizat și imediat, de urgență, de fapt, schimbat și în sensul de a se simplifica. Pentru că banii pentru investiții sunt alocați, o să vedeți și din datele pe care vi le ofer, sunt cifre substanțial mărite față de anul trecut, sume alocate majorate substanțial. Și desigur, în ultimul rând, o patra zonă de acțiune este cea administrației, fie că vorbim de cea centrală, fie că vorbim de cea locală. Aici am spus și anul trecut, o să vedeți măsuri pe care în acest an o să le aplicăm. E obligatoriu ca aparatul public să fie eficientizat și banii efectiv să fie, sau acest aparat public trebuie să lucreze efectiv în folosul și interesul cetățeanului român. Adică, fără blocaje, strict cu acoperire acolo unde este efectiv nevoie pentru ca o administrație publică sau centrală sau locală să funcționeze, cum spuneam, eficient și fără suprapunere de activități, atribuții și multe altele. Este foarte important de precizat faptul că bugetul de pensii în acest an este pe excedent, ca urmare în principal a unei măsuri pe care Guvernul României a adoptat-o în anii trecuți, în perioada trecută, și anume acel transfer de contribuții de la angajator la angajat. Și iată că astăzi putem spune că avem un plus de 0,2% din PIB, un element extrem de important. Măsura trecerii contribuțiilor, cum spuneam, a fost măsura care, să spunem, a avut efectul determinant în această schimbare efectivă de situație, de la un deficit, dacă ne aduc aminte, în anii trecuți, până la 18 miliarde de lei. Astăzi s-a ajuns la momentul la care avem excedent. Aici și vis-a-vis de ceea ce se spunea în anul trecut, că atunci când menționam că pilonul 1 de pensii poate fi chiar, să spunem așa, dus către o zonă pe care ne dorim cu toții și mai ales cei care urmează să intre în pensie, care poate face chiar investiții astfel încât să fie, sau din care se facă investiții astfel încât să devină foarte atractiv. De asemenea, nivelul estimat al datoriei guvernamentale brute pentru anul 2018 a fost de 34,5% din PIB, iar pe termen mediu 2019-2022 se va situa sigur sub 40%, iar pentru anul 2019 avem o estimată datorie guvernamentală de 34,9%, deci sub 35%. Veniturile estimate sunt de 342,7 miliarde de lei, cu 53,1% mai mari față de 2016. Iar pentru a asigura veniturile bugetare, avem în vedere, în special, o îmbunătățire a modului în care ANAF-ul colectează. Această creștere va fi de 6 miliarde de lei. Și aici, la fel, aș vrea să fac o precizare, spun eu, foarte importantă și ca mesaj pentru colegii mei din sistem. Nivelul de venituri a ANAF în PIB este calculat undeva la 28%. Este o creștere importantă față de anul trecut, dar vreau să spun foarte clar că nivelul pe care ANAF-ul trebuie să-l aducă în acest an este de 30%. Veniturile luate în calcul la elaborarea bugetului sunt cele de până la 28% din PIB, dar 30% este obligația ANAF-ului pentru acest an, pentru că trebuie să totuși să luăm acele măsuri despre care vorbim an de an, fie că vorbim de TVA, de colectarea mai bună a TVA-ului, fie că vorbim de o scădere a evaziunii fiscale, fie că vorbim de banii care se pierd din faptul că în zona de vamă, să spunem, lucrurile nu stau așa cum ne-am dorit cu toții și se pierd foarte multe sume importante la buget pe diferite categorii, pentru că această zonă nu este, să spunem așa, pe deplin pusă la punct cu cerințele pe care o țară în secolul 21 trebuie să le aibă. Deci ANAF-ul, cu alte cuvinte, va avea foarte mult de lucru. Din partea mea va avea întregul sprijin, dar nu voi face rabat la niciun fel de măsură care să asigure ceea ce eu am spus astăzi. Bugetul pentru 2019 asigură finanțarea majorării pensiilor și a salariilor din sistemul public și, desigur, de a susține și a stimula creșterea economică, politicile în zona economică pe care Guvernul României și le-a asumat, desigur, prin programul de guvernare. Pentru îndeplinirea acestor obiective, cheltuielile totale sunt estimate la 368,8 miliarde de lei. Cele mai importante cheltuieli sunt în zona de asistență socială, 107,6 miliarde de lei, cheltuieli de personal, 102,5 miliarde de lei, ceea ce reprezintă cam 10% din total.
din PIB, investiții de 49,65 miliarde de lei, cheltuieli cu bunurile și serviciile 46,5 miliarde de lei și proiecte cu finanțare din fonduri europene 38,1 miliarde de lei. Desigur, continuăm să aplicăm legea salarizării, etapizat, desigur, legea 153/2017, respectiv să majorăm de la 1 ianuarie, de fapt s-au majorat de la 1 ianuarie 2019, salariile de bază cu o pătrime din diferența pentru perioada 2018-2020. Începând cu 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 2080 de lei, cu 10% mai mult față de 2018. Acordarea în perioada 2019-2020 de vouchere de vacanță în limita 1450, fiind o măsură foarte bună și utilă pentru zona de turism și nu numai. Acordarea în perioada 2019-2020 a indemnizației de hrană prevăzută la articolul 18 din legea cadru 153/2017, în echivalentul la două salarii minime pe economie, respectiv 4160 de lei. Începând cu 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie se majorează cu 15%, respectiv de la 1100 de lei la 1265 de lei. Începând cu 1 septembrie 2019, indemnizația socială pentru pensionari garantată se majorează cu 10%, respectiv de la 640 la 704 lei. De asemenea, bugetul este, spunem noi, echilibrat și concentrat atât pe susținerea politicilor sociale, cât și pe sprijinirea politicilor de dezvoltare. În sănătate, un domeniu asupra căruia am spus guvernul se apleacă consistent și ca sume și ca măsuri în această zonă. Ne dorim ca românii să beneficieze de servicii medicale cu o calitate comparabilă cu orice țară europeană. Cheltuielile pentru sănătate ale Ministerului Sănătății și ale Fondului Național Unic de Asigurări de Sănătate, din care s-au dedus sumele care se transferă din bugetul Ministerului în bugetul fondului, prezintă o creștere cu 6 miliarde de lei. Aici avem o creștere pe zona de sănătate de aproximativ 12% față de 2018. De asemenea, în zona de educație, al doilea domeniu prioritar pentru Guvernul României, alocăm cu 9,8 miliarde de lei mai mult față de anul 2018, ceea ce înseamnă o creștere cu 47% față de 2018, aproximativ. Știți foarte bine, Guvernul, în acordul semnat cu sindicatele din zona de educație, și-a asumat o creștere de 15% an de an, pentru a ajunge în termen cât mai scurt la acel nivel de 6% pentru educație. Deci iată că peste acel nivel, Guvernul a decis să aloce fonduri suplimentare, ceea ce reprezintă o creștere de 47% pentru educație față de anul 2018. Mai mult decât atât, 2019 este un an pe care cu toții, și mă bucur foarte mult de acest lucru, îl menționăm ca fiind anul investițiilor, anul în care economia efectiv trebuie să fie în ansamblu și zona privată, zona privată, trebuie să fie cea pentru care Guvernul acordă sprijin și ia măsurile cele care sunt necesare, pentru ca lucrurile să se și întâmple. Acest domeniu, cel al investițiilor, va primi în plus 15,4 miliarde de lei față de anul trecut, din care 6 miliarde vor merge către zona de transporturi. Ar trebui să menționez, desigur, altul de cele patru zone pe care le-am spus să date: administrație și alte două, în fine. Da, să adăugăm și partea de infrastructură de transport, unde colegii vor trebui să dea dovadă că banii pe care îi alocăm în acest an vor fi cheltuiți așa cum au anticipat și să evităm situația de la rectificările bugetare atunci când sumele nu sunt utilizate și, desigur, suntem obligați să le relocăm către alte ministere. La nivel local, Consiliile Județene. Pentru Consiliul Județene s-a făcut o creștere de la 250 de lei, cât a fost în 2018, pe locuitor, la 450 de lei. Și plafonul maxim este de 275 de milioane de lei pe fiecare Consiliu Județean. Pentru primările de municipii, cu excepția municipiului București, alocarea directă este de 60%. Pentru județe este de 15%. Deci alocarea directă pentru județe este de 15%. Pentru partea de municipii și orașe este de 60% din impozitul pe venit. Cu un plafon minim de 12 milioane de lei pentru municipii și orașe și de
și de 2 milioane de, și de 6 milioane de lei, scuțăm pentru oraș. Deci 12 milioane pentru municipii și 6 milioane pentru orașe. La primările de orașe avem, la fel cum am spus, 60% din impostul pe venit cu plafon minim de 6 milioane, ceea ce înseamnă cu 3 milioane mai mult față de 2018. La primările de comune avem un plafon de 1000 de lei pe locuitor, comparativ cu 750 de lei pe locuitor în anul 2018, dar aici avem și un plafon minim la nivelul de 2 milioane de lei, cu 1 milion mai mult față de 2018. Cu alte cuvinte, avem plafon, să spunem, pe locuitor la nivel de județ, 450 de lei, și la nivel de comună, 1000 de lei pe locuitor. La primăria municipiului București, alocarea este de 49% din impostul pe venit, colectat la nivelul capitalei. Sumele rămase după asigurarea bugetului de funcționare se repartizează la primările de sector, proporțional cu impostul pe venit estimat a fi încasat în anul 2019 la nivelul fiecărui sector. Iar la sectoarele municipiului București avem și aici un plafon minim de 1.250 de lei pe locuitor. Prin echilibrarea bugetelor locale se repartizează astfel 7,5% din impostul pe venit în mod egal la consiliile județene, pentru finanțarea bugetelor de funcționare ale comunelor și pentru cofinanțarea proiectelor locale. Acest plafon de 7,5 în acest an se împarte în mod egal la număr de județe și se alocă suma rezultată, cum spuneam, egal pentru fiecare județ în parte, suma fiind de aproximativ 28,4 milioane de lei, deci pe județ, la dispoziția Consiliului Județene pentru acest tip de finanțare a bugetelor UAT-urilor. Și dacă nu sunt totuși sume suficiente, atunci se alocă sume defalcate din TVA pentru echilibrare. Cheltuielile pe care guvernul, să spunem, a decis să le decentralizeze, dar pentru care asigură și sume necesare, este foarte important de menționat, sunt cele legate de centrele de persoane, cheltuielile pentru persoanele cu handicap, centrele pentru protecția copilului, indemnizații pentru însoțitorii persoanelor cu handicap, iar dacă sumele rămase după plata cheltuielor sociale sunt mai mici decât bugetul din 2018, acestea se completează din sumele defalcate de TVA pentru echilibrare. Totalul fiind de 6,1 miliarde de lei pentru acoperirea acestui tip de cheltuieli. Repet, care se asigură de la bugetul de stat către nivelul local. Practic s-a descentralizat o atribuție, dar și cu suma aferentă. Totalul acestor cheltuieli este de 6,3 miliarde de lei, iar pentru acoperirea acestor sume se alocă din TVA 11,4 miliarde de lei. Finanțarea serviciilor sociale destinate protecției copilor și persoanelor cu handicap din centrele publice, dar și indemnizațiile soțitorilor persoanelor cu handicap se asigură încă de la începutul anului 2000 din bugetele autorităților adresurilor publice locale și județene, cărora li se adaugă după caz sume provenite din cotele defalcate de TVA de la bugetul de stat. Potrivit proiectului bugetului de stat pentru 2019, aceste sume provenite din cotele defalcate de TVA nu se mai regăsesc în vechile anexe, ci se asigură din sumele de echilibrare care se acordă tot de la bugetul de stat prin cedarea a 100% din impostul pe venit către autoritățile locale și județene. Sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform mecanismului pe care vi l-am prezentat, sunt de aproximativ 11,4 miliarde de lei. Ministerul Muncii prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile județene va asigura în continuare plata indemnizațiilor și prestațiilor lunare ale persoanelor cu handicap, fie ele adulte sau minore, alocațiilor de plasament, alocațiilor de stat pentru copii, a indemnizațiilor de creștere a copilului, a stimulantului de reinserție, a indemnizațiilor și alocațiilor pentru persoanele cu HIV. Și aș putea să vă spun, pentru că aici a fost și aici o discuție, pentru că am avut o discuție, în fine, mai multe întâlniri cu părinții copilor cu dizabilități și nu numai, și au fost două elemente, să spunem, care au fost cerute pentru a fi foarte, foarte clare. Pe de o parte, sumele pe care bugetul de stat le asigură la nivel local pentru că aceste
finanțează să continue fără niciun fel de sincopă și o a doua prevedere, aceea de a fi sigur că primăriile, că UAT-urile plătesc aceste sume cu prioritate sau le asigură lunar. Și atunci în proiectul de lege o să regăsiți un articol, dacă nu mă înșel, articolul 6, aliniatul 20, și sigur mă înșel, autoritățile administrației publice locale asigură cu prioritate plata cheltuielor prevăzute la articolul 5, aliniatul 7. În anul 2019, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, prin derogare de la prevederile articolului 2, aliniatul 2, din ordonanță de urgență a Guvernului numărul 163/2001, privind reglementarea unor măsuri financiare, cu modificări și completări ulterioare, da, pentru că bun. Ce vreau să vă spun este că această obligație este prevăzută în mod clar în proiectul de lege. Tocmai pentru ca, cum spuneam, aceste primării să asigure cu prioritate cheltuielile legate de asistența socială. Pentru ca nimeni să nu aibă niciun fel de sincopă în modul în care se finanțează. Repet, au fost, din păcate, situații în anii trecuți, sau în fine și anul trecut, poate atunci când părinții erau, să spunem, nu primeau sumele la timp și motivele erau din tot felul, fie că nu sunt bani, fie că din diverse motive. Și tocmai pentru a ne asigura că acest lucru nu se mai întâmplă, este o prevedere în mod clar în legea bugetului. Cam asta ar fi, să spunem, pentru o scurtă prezentare. O să avem o discuție și mai detaliată și mai tehnică la nivelul Ministerului de Finanțe pentru a avea și alte elemente în cazul în care dumneavoastră doriți. Va fi, cum spuneam, postat pe site-ul Ministerului de Finanțe întregul proiect de buget.